Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Nicoleta Toacă și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Majorări cu 15%, guvernul propune sporuri salariale și ajutor unic pentru bugetarii din mai multe sectoare. Guvernul de la Paris va oferi Moldovei mai multe echipamente individuale de apărare, inclusiv arme, pentru ca țara să-și consolideze capacitățile de apărare. Etnicii armeni din Nagorno-Karabakh au început un exod masiv spre Armenia după ce Azerbaijanul i-a învins pe luptătorii din regiunea separatistă într-un conflict care datează din perioada sovietică. Prim-ministrul Dorin Recean a anunțat pachetul de măsuri salariale Spor pentru Moldova. De pe 1 octombrie, salariile personalului medical și al oamenilor din cultură ar urma să crească. Guvernul va mai oferi plăți unice cadrelor didactice, salvatorilor, polițiștilor și carabinierilor. Guvernul totuși a identificat resurse suplimentare, tot așa, cu ajutorul prietenilor noștri europeni din Statele Unite și din organizațiile internaționale și vom avea un program bine pus la punct pentru ca, pe de o parte, să acordăm asistență și majorări de venituri pentru mai multe categorii ale populației, dar și să putem să stimulăm creșterea economică. Toți angajații din domeniul învățământului vor primi un spor unic de 3.000 de lei. Guvernul vine cu un pachet de sprijin, cu un pachet Spor pentru Moldova, care însumează 1.300.000.000 de lei și care va avea impact direct asupra a 170.000 de persoane. La fel, vom aloca suplimentar 352.000.000 de lei pentru ca să putem să acoperim cheltuielile energetice, în mod special la căldură și pentru energie electrică în școli, grădinițe, spitale și alte instituții bugetare. Suportul pentru sănătate constă dintr-o creștere de 15% a salariilor tuturor medicilor și tuturor asistentelor medicale și infermierilor. Anunț și sporul pentru educație. Pentru toți profesorii din toate instituțiile de învățământ vom oferi o plată unică de 5.000 de lei la absolut toate cadrele didactice. Este vorba despre 66.000 de persoane. Peste 10.000 de angajați din sfera MAI, poliției de frontieră vor primi un spor de 5.000 de lei. Vor fi mărite salariile actorilor, regizorilor și a altor angajați din domeniul culturii. Peste 10.000 de angajați vor primi un spor unic de 5.000 de lei. În continuare vom avea o susținere și pentru oamenii de teatru și mă refer aici la spor pentru oamenii din teatru. Toate instituțiile culturale din subordinea Ministerului Culturii vor avea o creștere salarială medie de 25%. Vor fi acordați suplimentar 100.000.000 de lei pentru construcția și reparația drumurilor. 300.000.000 de lei vor fi destinate programului Satul European. Dorin Recean va merge în Parlament săptămâna viitoare și va cere modificări la buget pentru implementarea programului Spor pentru Moldova. Anatolia Nosatei, ministrul apărării, a venit cu precizări la pretinsele fragmente de rachetă ce au fost găsite în Chițcani, localitate din stânga Nistrului. La fața locului s-au deplasat observatorii militari din cadrul forțelor mixte de menținere a păcii. Nu este clară originea obiectului identificat. Cu părere de rău, acest incident se presupune că a avut loc în zona necontrolată a Republicii Moldova. Cunosc mecanismele care sunt în zonă activează pentru a verifica detaliile și când va fi mai multe informații o să aducem la cunoștință, dar totodată menționez că nu este prima dată când Republica Moldova, fiind în vecinitate directă de teritoriul Ucrainei, unde Rusia, Federația Rusă desfășoară un război nejustificat și permanent atacă infrastructura civilă și infrastructura de uz economic,
Efectele colaterale cu părere de rău au influență negativă și asupra teritoriului nostru și tot aceasta ne face ca colaborarea noastră cu partenerii strategici să ne dea capacitate pentru a apăra teritoriul Republicii Moldova, pentru a asigura un mediu de securitate stabil pentru cetățenii Republicii Moldova. Presa din regiunea transnistreană susține că fragmente dintr-o rachetă ar fi căzut în satul Chițcan din raionul Căușeni, localitate aflată sub controlul autorităților separatiste transnistrene. Analistul politic Ruslan Șevcenco spune că atâta timp cât țara păstrează neutralitatea, pericol iminent pentru Moldova nu va exista. Pericolul pentru Moldova există și va exista, desigur, pentru că Rusia a pus ca scop includerea și Moldovei în sfera de influență sa, de a păstra Moldova în zona de influență economică, politică, culturală. Și de aceea, noi trebuie să înțelegem că astăzi pe noi ne salvează doar neutralitatea. Că în orice moment acest lucru poate se repete. Și atâta timp cât va dura războiul, asta poate se întâmple oricând, în orice moment, și nici o autoritate nu va da nici o garanție că asta nu se va repeta. Trebuie de lucrat cu populația și de explicat că, din păcate, pericolul acesta este inevitabil, atâta timp cât noi suntem la frontieră cu țara care duce războiul. Din păcate, noi nu putem opri acest război, nu de noi depinde acest lucru și nu depinde nici de aliații noștri, inclusiv și de blocul NATO. Guvernul de la Paris va oferi Moldovei mai multe echipamente individuale de apărare, inclusiv arme, pentru ca țara să-și consolideze capacitățile de apărare. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean în cadrul întrevederii cu ministrul Forțelor Armate ale Republicii Franceze, Sébastien Lecornu. Declarația a fost făcută de ministrul Forțelor Armate ale Republicii Franceze, Sébastien Lecornu, care se află într-o vizită oficială la Chișinău. La rândul său, ministrul Anatolie Nosat i-a menționat că tot ce ține de consolidarea sectorului de apărare reprezintă un deziderat important pentru Republica Moldova în scopul îndeplinirii celor trei obiective strategice: apărarea Republicii, gestionarea crizelor și extinderea contribuției la efortul internațional de menținere a păcii. În prezent este în elaborare un nou concept de securitate națională a statului. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți pe străzile capitalei cum înțeleg noțiunea de stat neutru. Și liber. Eu înțeleg că e bine, dar el nu se poate păzi, bătă nu se păzi, nu are armată, nu are ce. Să aibă armată puternică, dar vine vă unul din partea și la Kazahstan, mai încoace, să dea cu ceva și cu sapă în cap, nu poți să-i dai. Nu știu, nu pot să spun. La ce se referă? La politică sau la domeniul economic sau militar? Cred că la politică, economic, nu depindem de Europa, cred că tot. Doamne ferește, știți ce înseamnă neutralitate? Asta a fi, oricine vine poate să te iei din cuibariul tău și nimeni să nu te salveze și să n-ai nicio putere să te aperi. Din nimeni. Neutralitate. Nu mai suntem noi neutru când avem armată a 14 pe teritoriu. Ce fel de neutră poate să fie? Eu nu socot că e neutră. Dacă noi, decât 33 de ani, există armata 14. Ce fel de neutralitate? Neutralitatea ne garantează securitatea. Niciodată în viață. Eu sunt neutru, dar dacă nu te poți spune, ce fel de neutralitate? Da, ajută. Este ceva necesar pentru acest lucru. Ucraina a fost tot neutră. A ajutat-o pe dânsa împotriva agresiunii militare ruse? Nu mult, sincer. Și atunci cu ce ne ajută pe noi neutralitatea? Pentru noi singuri, în mod moral, aș zice. În mod moral, practic, poate nu la fel de mult, dar în mod moral. Nu, de ce? Da, poți vii cineva să ne dea afară deja, din casă chiar. Asta e 100%. Eu cred că ne-ar ajuta într-un careva fel să nu ne certăm cu nimeni și ar fi, cred că, o tactică bună pentru așa o țară mică. Neutralitatea pentru Republica Moldova nu este benefică. Nu este, am spus-o, deoarece oricine la noi, orice stat agresor poate pătrunde și noi suntem un stat mic de tot, care noi nu ne putem apăra de nimeni. Cine încalcă neutralitatea în prezent? Sincer, eu nu prea știu politica, nimic. Nu știu, nu pot să spun. Rusia și ne poate fi. Care ne ocupat pe Nisrobeș. Și atunci putem să ne considerăm o țară neutră? Că nici că nu. Că nici că nu o să duc. Nu știu.
Nu, serios, nu știu, nu prea citesc știrile. De exemplu, știți că există armata 14 a Federației Rusie, care este pe teritoriul Republicii Moldova. Este asta o încălcare a neutralității? Cred că da, eu n-am știut că se află pe teritoriul Republicii Moldova. Vă хотите, чтобы я сказал Россия, что ли? То есть вы считаете, что она не нарушает? Это под большим вопросом. Да, Россия se folosește de așa moment и benefic pentru Rusia ca noi să fim un stat neutru. Dar pentru Republica Moldova nu e binevenit neutralitatea. Noi trebuie să facem parte din NATO. Interlocutorii au mai fost întrebați ce părere au despre țările care fac parte din NATO. Am păreri bune, sunt uniți, nu poartă o politică de agresie, stau pe poziție în apărarea lor, mai uniți ca să nu-i poată cineva pește cum monstru Rusia. Sunt niște țări care nu știu cum să mă exprim corect, sunt niște țări care ies ajutătoare într-un fel, te ajută, chiar și populația te ajută, nu te respinge niciodată, la orice problemă ei te ajută. Da, cum, ele cum zice, protejate, să au cineva și liței, cum zice înainte, crâșă. Despre țările care sunt membri NATO, asta e ceva bun, ceva garanție. Eu sunt pentru NATO, sunt pentru Europa, suntem și pentru NATO. Numai în cazul ăsta am fi noi protejați de agresiunea rușilor. Că mâine poi mâine dacă cedează, dacă Doamne ferește, Ucraina pierde războiul, noi suntem următorii. Prim-ministrul a avut o întâlnire cu membrii delegației Fondului Monetar Internațional condusă de Clara Mira. Dorin Recean s-a referit la reformele inițiate în domeniul justiției, progresul în dezvoltarea economică a țării, măsurile de sprijinire a antreprenoriatului și avansarea pe agenda europeană. Agenda discuțiilor a cuprins aspecte referitoare la consultările pentru anul 2023, programul de creditare și mecanismele de finanțare pentru reziliență și sustenabilitate. Printre cele mai importante prioritățile guvernului sunt reforma justiției și lupta anticorupție. Trebuie să asigurăm instrumentele necesare de autocurățare a sistemului. În același timp, punem accent pe dezvoltarea economică. E necesar să oferim sustenabilitate și predictibilitate antreprenorilor. De asemenea, stimulăm investițiile din sectorul eficienței energetice, care vor avea un impact pozitiv pe termen lung atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru comunitățile din toată țara. În acest sens, mizăm pe suportul partenerilor externi, inclusiv al FMI, pentru crearea politicilor de sprijin, a spus premierul Dorin Recean. Misiunea FMI se va afla în Moldova în perioada 25 septembrie-6 octombrie. Politicianul fugar Ilan Șor recunoaște că finanțează proiecte politice la Chișinău. Spune că va continua să susțină partidele care sunt împotriva președintei Maia Sandu și care, potrivit lui, a adus sărăcia în Republica Moldova, distrugând-o ca stat. Fostul deputat susține că face acest lucru în mod legal, iar banii lui provin din afacerile pe care le administrează. Declarațiile au fost făcute în contextul afirmațiilor fostei deputate Arina Spătaru, care a menționat că Șor a încercat să o cumpere. Vocea Basarabiei a întrebat oamenii întâlniți la întâmplare pe străzile capitalei ce părere au despre convingerile lui Șor. A venit un președinte care n-am avut ca dânsa și de grabă n-am să avem. Și să mergem potrivă bandiții care au furat-o, luat la stânga și la dreapta și noi i-am vor să ne să mai sui odată în cap la noi. Eu am o părere nu chiar bună, așa părerea mea personală. Eu cred că eroii trebuie să fie în fruntea războiului, nu în spate. Chiar și să luăm și Decebal și Traian, întotdeauna au fost alături de ostași pe câmpul de luptă. În rest, declarație populistă. E prostie și utopie. Șor e un bandit care a furat bani, a dus țara. Vă imaginați, un bandit care a furat, s-a scut din țara străină și îl face politică. Bandiți trebuie să afle la închisoare. Ai furat, fii bun. Deci un om simplu care fură, zicem acolo, o găină, oriceva, îl închide și îl judecă. Am fost totdeauna împotriva lui Șor și o să fiu împotriva lui Șor. Nu sunt de acord absolut cu nimic, că îl cunosc mai bine. Asta este un trădător care a făcut multe chestii, nu în folosul poporului și țării. Ce ar putea face Ilan Șor dacă s-ar afla la guvernare? Ne-ar rura mai departe de ce-ar face. Urhile, dar putem face.
Eu cred că să ne tragă înapoi complet unde am fost. Primarea aproape toți ușor, chiar și la noi din sat. N-aveți de aici cadourile, dă. Am unul de mult la cineva, i-o dat și plită electrică și mai scurte multe lucruri, tare multe ori. Că i-a ajutat, asta e bine, dar asta nu e bine pentru poporul nostru. El în jurul e un bandit, a furat bani, interesul a fost la bani. Vă imaginați, a furat 3 bănci. Interesul e banul. Care conduce, care interes în afară de bani, nu e nimica. N-are nimica sfânt. Noi trăim într-o țară, Moldova noastră, foarte săracă. Lumea îi plătește 400 de lei, el vine. E necesar pentru că nu avem condiții de lucru, nu avem bani. Și când e de 400 de lei, el săracu e gata să voteze, să facă ce vrea. Să ridice și ori cel mai bun. Ce mesaj aveți pentru politicianul fugar Ilan Șor? Lasă de Republica asta, dă voie la oameni să trăiască liber și așa. Mă rog, cu sărășia noastră, lasă-ne în pașă. Pentru Ilan Șor îl rugăm frumos, dacă el vrea foarte mult să ajute oamenii, chiar dacă la închisoare n-a fi, de-am și la atâta mergem, măcar să întoarcă cinstit banii care i-au dat și cred că lumea ar să-l ierte, măcar atâta. Я бы сказал так, что ему нужно как-то засветиться, увидеться здесь, как-то показаться и разобраться. Потому что прятаться это, ну что, знаете, если прячется человек, значит что-то или за законом что-то не в порядке. Нужно разобраться со всеми этими криминальными, может, в кавычках, а может быть, и по-настоящему делами. El prinde mai repede și ca organele noastre să-l poată a extrada aici și să primească ceea ce corespunde. Eu cred că el niciodată n-a să întoarcă, în primul rând, că știe și îl așteaptă. Așa că numai face vomnă ptazică, cum zice ruși. Și mai mult nimic. Iar alți bani nu-ți aduc fericirea. Amintim că oligarhul fugar Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul furtul miliardului, este pe lista de sancțiuni a SUA, Marii Britanii și Uniunii Europene pentru activitatea sa prorusă pe fondalul războiului din Ucraina. Chișinăul a cerut extrădarea lui pentru moment fără niciun rezultat. Liga Orașelor și Comunelor anunță că retrage suportul politic oferit lui Mihail Bagas. Acesta a fost candidatul formațiunii politice la funcția de primar al capitalei. Bagas a fost reținut pe 21 septembrie, fiind suspectat de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice de către fugarul Ilan Șor. Nu poate admite planarea suspiciunilor și bănuielilor rezonabile care pun sub lovitură nu doar un om, dar o echipă formată din mii de oameni, îndeosebi acum, în plină perioadă electorală. Noi am oferit domnului Bagas platforma politică pentru a candida, iar oricare acțiune pretins ilegală, săvârșită post factum, este disociată de partid. Candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău la alegerile din 5 noiembrie din partea Ligii Orașelor și Comunelor, Mihail Bagas, a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție și Procurorii Anticorupție pe 21 septembrie. Atunci a fost făcut apel la organul de urmărire penală să investigheze transparent și să prezinte argumentat probele care au stat la baza reținerii politicianului. Ori, în caz contrar, declara formațiunea politică, acțiunile desfășurate în perioada electorală pot fi calificate ca presiune publică. În aceeași zi, pe 21 septembrie, deputații independenți care au părăsit PSRM pentru a adera la Renaștere, partid afiliat lui Șor, au fost lipsiți de imunitate și ulterior reținuți. Ei sunt acuzați că ar fi acceptat finanțări ilegale din partea grupului criminal condus de fugarul Ilan Șor, spălare de bani și corupere pasivă. Pentru a deconspira schema lui Șor, organele de drept au conlucrat cu ex-deputata platformei DA, în prezent președinta ALDE, Arina Spătaru. Timp de 4 luni, Spătaru, sub acoperire, a demascat planul ușor de a încerca să lanseze pe arena politică din Moldova un partid pretins a fi pro-european, dar care să promoveze din umbră interesele lui. Arina Spătaru a declarat că partidul care urma să fie preluat de Șor este Liga Orașelor și Comunelor. Potrivit ei, Mihail Bagas, candidatul loc la funcția de primar al Chișinăului, urma să preia conducerea partidului. Pe 23 septembrie curent, judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis demersul procurorului și a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile în privința lui Mihail Bagas. Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale Municipale Bălți, numărul 2, a înregistrat primii 6 candidați pentru funcția de primar la alegerile locale generale din 5 noiembrie.
Candidații înregistrați sunt Sergiu Burlacu, Partidul Liberal Democrat, Vladimir Rusu, Partidul Acțiune și Solidaritate, Alexandru Gustoi, Partidul Comuniștilor, Ion Stranciuc, Partidul Acasă Construim Europa, Maxim Moroșan, Partidul Socialiștilor, Aureliu Filip, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Pentru a candida la funcția de primar, cetățenii Republicii Moldova trebuie să aibă minimum 23 de ani și să dețină cel puțin studii generale obligatorii. O persoană poate candida din partea unui partid politic, bloc electoral sau independent. De asemenea, se poate decandida concomitent atât la funcția de primar, cât și la cea de consilier local, nu și în mai multe circumscripții de același nivel. Ultima zi de depunere a actelor este 6 octombrie. Sondajele arată că este în creștere numărul moldovenilor care își doresc ca țara să fie membra UE, o spune sociologul Dumitru Slonovski, invitat la emisiunea Puncte de Reflecție. Potrivit lui, cifra ar fi mult mai mare, întrucât sondajele din Moldova nu vizează părerea persoanelor care locuiesc peste hotare. Când măsurăm o societate, adresăm întrebările celor care trăiesc în Republica Moldova. Dacă ar fi să întrebăm și cei care sunt plecați peste hotare, într-adevăr aceste 52% care ar dori integrarea Uniunii Europeană, probabil că ar crește. Dar vreau să confirm această cifră, în jurul de 50-52% din populație dorește integrarea europeană, dar o cifră și mai interesantă este faptul că circa 8-10% și-au schimbat părerea în ultimii ani de la nu vreau Uniunea Europeană și vreau să mă integrez în Uniunea Europeană. Numărul susținătorilor ideii de integrare europeană este în creștere, întrucât oamenii sunt mai bine informați despre beneficiile apropierii de vest. Proiecte internaționale finanțate de Uniunea Europeană au existat în Republica Moldova mereu și asistența din partea Uniunii Europene mereu a fost enormă. Eu nu știu dacă noi cunoaștem cifrele, câte sute de milioane se oferă Republicii Moldova. Cu adevărat, consider că această creștere în ultimii ani se datorează, unu, comunicării avantajelor, ce va fi în Uniunea Europeană, schimbarea legislației să corespundă celei europene. Armonizarea, cuvântul corect, dar armonizarea legislației. Informarea despre avantajele economice și sociale, devenind membru a Uniunii Europene, și nu trebuie să uităm totuși de război în coasta noastră. Potrivit sociologului, imediat după alegeri, cetățenii sunt mai optimiști și încrezători că lucrurile se vor schimba în bine, însă ulterior percepția publică este una de dezamăgire. Imediat după alegeri, da, următorul an este o tendință pozitivă, când majoritatea populației au o aspirație, au o viziune, o încredere și această cifră merge în sus. Deci consider că lucrurile în țara mea merg spre bine. Și practic, în cei 20 de ani, dacă analizăm cifrele, peste vreo 2 ani după ce guvernarea a intrat deja la putere, aceste cifre merg în jos. Merg în jos nu neapărat mereu din cauza anumitor fenomene negative. Merg în jos din cauza că populația se ajustează și se adaptează la viața pe care este. Da? Deci poate fi așa că viața mea s-a îmbunătățit, coșul meu de consum a crescut, eu mă simt ok, dar eu vreau deja mai mult. Adică eu cresc în această piramidă lui Maslow. Dumitru Slonovski este consultant specializat în marketing strategic și cercetări de marketing. Începând cu 2004, a implementat peste 1200 de proiecte de consultanță, cercetări de marketing, cercetări sociologice, politici publice și instruiri. Etnicii armeni din Nagorno-Karabah au început un exod masiv spre Armenia, după ce Azerbaidjanul i-a învins pe luptătorii din regiunea separatistă într-un conflict care datează din epoca sovietică. Cei 120.000 de armeni din regiune nu doresc să trăiască ca parte a Azerbaidjanului, de teama persecuțiilor. Okay.
Liderii armeni din regiune au declarat pentru Reuters că cei 120.000 de armeni din Nagorno-Karabakh nu doresc să trăiască ca parte a Azerbaijanului de teama persecuțiilor și a iepurării etnice. Guvernul armean a precizat că 1050 de persoane au trecut în Armenia din Nagorno-Karabakh până duminică la ora 22. Imaginele Reuters arată zeci de mașini care ieșeau din capitală spre curbele muntoase ale coridorului. Ceea ce se întâmplă astăzi în Nagorno-Karabakh ar avea legătură cu războiul din Ucraina. Este de părere jurnalistul de la Vocea Basarab. Romeo Cemârtan. Suntem într-o lume globalistă unde orice eveniment dintr-o parte are un ecou în altă parte, dar situația este legată în primul rând de zona de influență care este împărțită între marile puteri și, cum știm, Caucazul este locul unde interesele Rusiei și a Turciei întotdeauna au fost în conflict. Atât Turcia cât și Azerbaijanul au urmărit evenimentele legate de operațiunea militară din Ucraina și au văzut că Rusia nu mai este acea putere declarată, a doua armată din lume, cum ei se laudau. Și au ales acest moment potrivit pentru că și Armenia a făcut un pas la care mulți nu s-au așteptat, mai ales în Rusia. S-a distanțat de Rusia și caută alți parteneri, alți aliați pentru a rezolva această problemă. Armenia și Azerbaijan ar fi ajuns la un consens după ce regimul de la Baku a lansat pe 19 septembrie o operațiune militară împotriva teritoriului enclavei Nagorno-Karabakh, pe care a descris-o drept antiteroristă. Cele două părți au încheiat un acord. Militarii armeni care se află pe teritoriul Republicii Nerecunoscute urmează să se retragă, iar unitățile armate ale Nagorno-Karabakh vor fi desființate și echipamentul militar va fi retras. Deși sunt la mii de kilometri distanță de Baștină, oamenii din diaspora nu uită de locurile natale. Dorința de a pune umărul la dezvoltarea localităților de unde vin i-a determinat pe sute de migranți să-și unească forțele în asociații de băștinași. Localnicii din satul Chiștelnița, raionul Telenești, cu ajutorul programului guvernamental Diaspora Acasă Reușește, au contribuit la achiziționarea mobilierului necesar pentru Casa de Cultură. Copiii Tamarei Mățu sunt stabiliți de mai mulți ani peste hotare. Este mândră că, deși sunt la mii de kilometri distanță, au reușit să contribuie alături de alți băștinași din diaspora la reabilitarea sălii de cultură și achiziționarea mobilierului necesar. Mi-e prea scump satul meu, cred că. Și această dragoste de sat, de Baștină, am altuit-o și la copiii mei. Și le-am spus că oriunde nu vor fi, nu vor pleca, inima lor să rămână aici, fiindcă tâlpile lor au sărutat țărâna acestui sat și le-a ajutat să crească și chiar și aripile le-au crescut și au pregătit pentru zbor. Potrivit directoarei Casei de Cultură, Efrosinia Stratulat, în procesul de renovare s-au implicat cetățenii din diaspora prin intermediul programului guvernamental Diaspora Acasă Reușește, dar 1+3. Cultura de la satele Moldovei a fost lăsată în umbră. Casele de cultură au fost uitate, nu au fost reparate, poate pe localnici nu i-a trăgeau să vină, era într-o stare nesăsfăcătoare. Cultura și tradițiile poporului trebuie promovate din orice colț al lumii, mai spune directoarea Casei de Cultură. Cu tinerii, diferite cercuri trebuie de organizat ca să-i atragem, ca să își amintească, chiar dacă pleacă din sat după nouă clasă, să-și amintească de vatra satului și să nu dea uitări. Cultura este o artă, o muzică pe care trebuie să o promovăm, să o transmitem urmașilor noștri, să păstrăm tradițiile și obiceiurile neamului nostru. Localnicii spun că prin astfel de acțiuni, satele Republicii Moldova au viitor. Era nevoie de o sală în satul nostru să fie așa foarte frumos și mulțumim. Noi ca tineri am pe scena, în sala asta am făcut și multe festivaluri, concursuri, dar cum? Și acum și copiii noștri o să facă. Era foarte necesar pentru că noi tot am avut și noi foarte multe festivaluri și acum va fi mai multe festivaluri. Valoarea proiectului de reabilitare este de aproape 1.000.000 de lei, dintre care băștinașii au contribuit cu 250.000 de lei.
A studiat la una dintre cele mai prestigioase universități din Coreea de Sud, unde și-a perfecționat abilitățile în taekwondo. Acum antrenează copiii, fiind și directorul școlii sportive din Stăuceni. Tânărul antrenor Roman Vataman, după experiențele acumulate în Coreea de Sud, încearcă să dezvolte această disciplină sportivă în țara sa natală. Din Coreea de Sud, această disciplină sportivă, și tu ai fost pe acolo de mai multe ori, ai fost și student, ai învățat și limba. Spune-ne cum a apărut prima ofertă de a ajunge acolo. Odată cu absolvirea liceului, am intrat la Universitatea Liberă Internațională în calitate de student. Fiind student în anul întâi, am avut posibilitatea ca să merg la Universitatea Hanyang din Seul, ea fiind una din cele 5 top universități din Coreea. Fiind la această universitate, am făcut iarăși multe conexiuni cu maestri din Coreea, mergeam la antrenamente, mi-am făcut multe cunoștințe, prieteni și mai mult am reușit cu mult mai bine să însușesc și limba coreană, pe care acum pot să vorbesc, pot să traduc, de fapt și în multe cazuri o fac când merg în Coreea. Ești și director la școala sportivă din Stăuceni, funcție pe care o deții deja de un an și puțin. Cum vezi taekwondo-ul în Republica Moldova peste vreo 10 ani și ce trebuie să facem ca să ne clasăm pe harta acestui sport la nivel internațional, cum o facem, de exemplu, la judo sau lupte greco-romane sau lupte feminine? Vreau să zic că în ultimii ani taekwondo în Republica Moldova, vorbesc de proba olimpică, și-a luat un avânt mult mai rapid, hai să zic, din cauza că generațiile care vin acum de copii, cadeți, juniori, sunt destul de talentați și motivați acum. Bine, s-au mărit și numărul specialiștilor, cei care nu au practicat doar taekwondo și încearcă să-l predea în același fel mai departe, dar însă și nivelul antrenorilor, studii, research-uri, participare la diferite seminarii, conferințe sportive, ridicarea nivelului, gradului didactic și multe aspecte, asta foarte mult a contribuit ca taekwondo să se ridice. Ce are cel mai fermecător taekwondo-ul? Disciplină corectă, pe care de altfel o prevede artele marțiale, și prin această disciplină și etica taekwondo-ului să dăm un produs bun societății. Chiar dacă nu o să devină persoana X, Y, un campion olimpic european sau național, dar o să aibă valori, careva, bine, principii de viață pe care o artă marțială le pune, și eu zic că sunt corecte, pentru că o artă marțială niciodată nu o să înveți practicanții să se ducă în stradă, să se bată cu cineva din contră, doar pentru apărare. Și bine, în cazul meu, când eram copil și practicam, dacă mă băteam în stradă, eram pedepsit pentru asta. O săptămână, două, o lună de la antrenament, nu mai, da. Personal m-am întâlnit cu situații în care părinții, după două, trei antrenamente, îmi zic: ce, o să iasă ceva din el? Și zic, știți cum, nu pot să spun nimic acum, haideți să ne antrenăm, pentru că fiecare copil la un moment înflorește, fiecare are timpul lui, nu toate florile înfloresc deodată. Deci un copil aparent care vine la antrenament în primă instanță și îți dai seama că nu fac eu taekwondist cu el, nu fac sportiv de performanță din el, pe parcursul anilor se schimbă radical și ajungem la acel proverb că iepurile sare de acolo de unde nici nu te aștepți. Atât pentru astăzi, sunt Nicoleta Toacă și vă mulțumesc pentru atenția. La orice oră ne puteți găsi pe site-ul vocea basarabiei.md și pe rețelele de socializare. Rămâneți și în continuare cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Numai bine!